acest înainte de a vă vorbi pe scurt despre evenimentul învierii, aș vrea să aduc un cuvânt de salut din partea unor frați cu care am avut părtășie în urmă cu o săptămână. L-am mai avut și joi seara, dar joi seara eram puțin în casa Domnului și mă bucur că în dimineața aceasta văd sanctuarul acestui loc plin. Duminica trecută mă găseam în mijlocul fraților din Phoenix, Arizona, în Biserica Maranatha, unde slujește fratele și prietenul meu, fratele Nelu Filip, dumneavoastră cunoașteți. Ne-am bucurat acolo și la părtășia de dimineață, ne-am bucurat și la cea de după masă și la plecare, fratele Nelu și frații de acolo m-au rugat să vă transmit salutări sfinte. Și de vreme ce n-am fost restricționat la un anumit număr de frați, eu cred că vi-l pot transmite tuturor și doresc ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvântez. Amin. Dimineața aceasta ne adună pe toți împreună într-o atmosferă de sărbătoare, un eveniment glorios care a avut loc în urmă cu 2000 de ani într-o grădină, la marginea orașului Ierusalim. Pentru că acolo un mormânt în care a fost pus Domnul Iisus a fost găsit într-o dimineață gol. Cel care fusese așezat acolo a înviat glorie Lui și e viu în vecii veci. Pasajul pe care noi l-am citit din Evanghelia după Matei ne spune în ultimul verset că s-a răspândit printre iudei un zvon sprijinit de bani, sprijinit de oameni influenți, și anume că ucenicii Domnului Iisus au venit noaptea pe când dormeau străjile și profitând de somnul acestora, ucenicii au furat trupul Domnului Iisus și apoi au răspândit vestea că El ar fi înviat. Dar pe de altă parte, noi ca și copiii lui Dumnezeu, ca și creștini, suntem încredințați pe deplin că Hristos a înviat. Evenimentul acesta i-a găsit sau i-a surprins nepregătiți atât pe dușmanii Domnului Iisus, cât și pe ucenicii Lui. Pentru că în dimineața întâia a acelei săptămâni nu se așteptau nici unii, nici alții să se întâmple lucrul acesta. Evanghelistul Matei și, de fapt, și ceilalți trei ne spun că în dimineața zilei respective, foarte devreme, două femei dintre acelea care au fost mereu în grupul ucenicilor Domnului Iisus se îndreptau către grădina unde se găsea mormântul în care a fost așezat trupul Domnului Iisus, pregătite să ducă la îndeplinire o ultimă responsabilitate, dacă vreți, și anume îmbălsămarea trupului Mântuitorului. În timp ce se îndreptau către locul acela, femeile acestea două își puneau mereu întrebări și una dintre ele era: cine ne va prăvăli piatra care este la ușa mormântului? Pentru că atunci când vine seara, la un ceas destul de târziu, trupul Domnului Iisus a fost dat jos de pe cruce, a fost înfășat în niște fâșii de pânză curată, a fost pregătit provizoriu ca să fie așezat într-un mormânt, a fost așezat într-un mormânt care nu era al lui. La ușa mormântului aceluia fusese prăvălită o piatră mare și grea. Probabil că doi bărbați s-au luptat să prăvălească piatra care să acopere intrarea în mormântul în care fusese așezat trupul Domnului Iisus. Nu era de mirare faptul că femeile acestea două se întrebau: oare cine va prăvăli piatra? Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu modul în care în vremea aceea erau înmormântați evreii, am să spun că mormintele, în cele mai dese cazuri, erau săpate în stâncă. Intrarea nu era una foarte mare, dar în fața intrării transversal era săpat un șanț, și în șanțul acela se putea roti o piatră de formă rotundă, de mărimea unei roți mai mari de trăsură. Chiar în fața intrării în mormânt, șanțul acela avea o groapă, o adâncitură.
Era destul de ușor să rotești, doi bărbați puteau să rotească piatra aceea, dar atunci când piatra ajungea exact în mijlocul, înaintea intrării în mormânt, ea cădea în locul acela mai adânc. Până acolo duceai cum o duceai. Dar dacă voiai vreodată să o ridici de acolo, era foarte greu. Și probabil că doi bărbați n-ar fi fost în stare să o ridici. Pentru femeile acestea se întrebau mereu, oare cine ne va prăbăli nouă piatră? Dar totuși s-au dus. Atunci când au ajuns acolo, au găsit că piatra fusese prăvălită, pentru că Dumnezeu a purtat de grijă și pentru detaliul acesta. A trimis îngerul său să prăvălească piatra. Aș vrea să învățăm și de aici o lecție, că atunci când în drumurile noastre întâlnim obstacole care depășesc puterile noastre, trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că ceea ce trece peste puterile noastre, va face El. Binecuvântat să fie. Amin. Primul lucru pe care nu știau femeile cine va prăvăli piatra, primul lucru a fost rezolvat pentru că îngerul trimis de Dumnezeu a prăvălit piatra și a și dat-o jos deoparte și s-a așezat pe ea. Evanghelistul Luca ne spune în Evanghelia sa, în capitolul 24, în versetul al 4-lea, că femeile se întrebau și nu știau ce să creadă, găsind aceste lucruri acolo. Și îngerii, unul sau doi, câți vor fi fost, mărturia evangheliștilor aici pare să difere puțin de la unul la altul, îngerii au spus femeilor acelora, nu este aici, a înviat, după cum zisese. În luna aceasta, frații și surorile din biserica din loc, își amintesc că noi am parcurs la întâlnirile noastre mai multe pasaje din Evanghelii și le-am ales pe acelea care vorbeau despre prevestirea învierii Domnului Isus. De bună oară vă amintiți că am citit din Evanghelia după Matei, din capitolul 12, pasajul acela când au venit unii la Domnul și i-au cerut un semn prin care să dovedească, să-i convingă și pe ei că El este cine pretinde că este și anume Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus acestor oameni le-a dat un răspuns aspru, dar le-a spus și un adevăr. După ce i-a numit așa cum erau, și lucrul acesta cred că i-a deranjat foarte tare, Mântuitorul Iisus spune în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 40, vă voi da un singur semn. Semnul prorocului Iona. Semnul acesta, evreii îl știau, pentru că despre Iona se știa că a stat în pântecele chitului timp de 3 zile și 3 nopți. Dar după această perioadă, el a fost readus iarăși printre oameni. El și-a împlinit lucrarea la care Dumnezeu l-a trimis. Și lucrarea aceasta, spunea Domnul Iisus, va fi repetată după cum Iona a stat în pântecele chitului, tot așa Fiul omului va sta pentru o vreme scurtă în adâncimile pământului. Ba mai mult, pe când se afla în ținutul Cezarei lui Filip, noi am vorbit și despre întâlnirea, despre discuția aceasta, Mântuitorul i-a spus ucenicilor săi că se îndreaptă spre Ierusalim, unde va fi dat în mâinile bătrânilor norodului, în mâinile preoților celor mai de seamă, a cărturarilor. Din partea lor, el va suferi mult și ne-am vorbit și despre suferințele Domnului Iisus, că el va fi omorât, dar că a treia zi va învia. Matei, capitolul 16, versetul 21. Apoi, cu 2 zile înainte de Paște, și citim despre discuția aceasta în Matei, capitolul 26, cu versetul al 2-lea, Mântuitorul Iisus le-a spus din nou că El va fi răstignit. Un detaliu foarte precis. Ucenicii Domnului Iisus au avut ocazia să audă în repetate rânduri, mai ales în ultima parte a perioadei slujirii Domnului Iisus pe pământ, că El a venit ca să sufere, a venit ca să moară pentru noi, își va da viața pentru păcatele noastre, va muri prin răstignire pe cruce, va fi așezat în mormânt. Dar Mântuitorul Iisus le-a spus ucenicilor săi ca o mângâiere că a treia zi va învia. Și totuși, surprinzător,
Ucenicii Domnului Iisus au fost găsiți nepregătiți de către acest eveniment. Ce bine că Dumnezeu nu lasă la puterile noastre în primirea lucrărilor sale, că dacă le-a lăsat așa, slabă nădejde ar mai fi. Dar Dumnezeu le împlinește și îl slăvim pe El pentru lucrul acesta. Există, sau dacă vreți, există două serii de dovezi, două serii de mărturii care atestă învierea Domnului Iisus. Înainte de a le aminti, pe scurt, am să spun că ucenicii Domnului Iisus au avut două dificultăți atunci când au aflat despre evenimentul acesta. Prima dificultate a fost dificultatea de a crede și cea de-a doua a fost dificultatea de a înțelege. Mântuitorul Iisus, după ce a înviat dintre cei morți, li s-a arătat în repetate rânduri, arătându-le și mâinile sale, arătându-le și coasta, mâncând împreună cu ei și pește frit și miere și ce mai mâncau ei. S-a străduit în primele zile, s-a ocupat de ucenici pentru a-i aduce la credință. În inima lor, credința aproape se stinsese. Și după ce ucenicii au fost pe deplin încredințați despre realitatea învierii Domnului Iisus, urma să fie ajutați să înțeleagă semnificația acestei lucrări, acestui eveniment înviere. Spuneam că sunt două categorii de dovezi în sprijinul învierii Domnului Iisus. În prima categorie aș menționa dovezile materiale. Mormântul gol este o primă dovadă. O a doua dovadă, sigiliul rupt. A treia dovadă, fâșiile de pânză din mormânt. Și a patra, piatra răsturnată. În a doua categorie de dovezi aș include dovezile care au venit mai târziu. Și dintre acestea, bucuria, entuziasmul, transformarea care a avut loc în viața ucenicilor care au văzut realitatea învierii. Însă și existența Bisericii Domnului Iisus în cele din urmă. Haideți să le luăm pe rând. Mormântul acela a rămas gol. Un singur mormânt a rămas gol și acela este mormântul Domnului Iisus. Pentru că acela care a fost așezat acolo n-a putut să rămână acolo, n-a fost cu putință să rămână acolo. Pentru că El era Domnul vieții, binecuvântat să fie numele Lui. În seara când Domnul Iisus murise pe cruce, El a fost pus în mormântul acela, mormântul a fost închis cu piatra aceea grea, și a doua zi care urma, ziua de sabat, evangheliștii ne spun că preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au dus la Pilat. Măcar că sabatul pentru ei era o sărbătoare atât de importantă și chiar drumul de sabat era un drum limitat, un drum foarte scurt, în sabatul acela ei și-au îngăduit să facă mult mai mult decât le îngăduia legea și anume s-au dus la Pilat. I-au spus, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acesta, pe când era în viață, a spus că în a treia zi va învia. Poruncește dar ca mormântul lui să fie păzit bine. Pentru ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-l fure și apoi să spună că el a înviat. Înșelăciunea aceasta, din urmă, va fi mult mai mare și mai primejdioasă decât toate celelalte câte le-a spus până aici. Pilat a spus, aveți o strajă, mergeți și păziți cum puteți. Și aș vrea să vă spun, fariseii și cărturarii și preoții cei mai de seamă au făcut tot ce le-a stat în putință ca mormântul acela să fie bine păzit. Au văzut piatra pusă de proprietarul mormântului. Peste piatra cea mare ei au așezat un sigiliu în forma unei spori care avea la capete bucăți de ceară cu sigiliul templului. Iar dincolo de toate au mai așezat acolo și o strajă. Acum trebuie să vă spun, din felul în care Pilat le-a răspuns cererii lor, nu mi-este foarte clar dacă straja era evreiască sau era romană.
Pentru că acest cuvânt de răspuns, aveți o strajă, poate fi înțeles în două feluri, dacă stai bine să te gândești. Aveți o strajă, straja voastră, descurcați-vă cum puteți. La templu exista un serviciu de pază regulat și un căpitan al templului. Dar alții au venit și au spus, este vorba despre o strajă romană. Indiferent dacă au fost iudei sau dacă au fost romani, soldații care au fost puși la ușa mormântului au fost puși acolo cu responsabilitate. Și anume, nimeni să nu se atingă de ceea ce este înăuntru. În seara aceea de vineri s-au întors spre casă fariseii, cărturarii și preoții cei mai de seamă. În seara de sâmbătă, iertați-mă, s-au întors cu sentimentul că au făcut tot ce au putut ei. Dar puterea omului este așa de mică atunci când intră în conflict cu puterea lui Dumnezeu. Pentru că la ușa mormântului s-a pogorât un înger, pentru că îngerul a prăvălit piatra și când îngerul acela s-a arătat, străjile, ne spune evanghelistul Matei, au întremenit de groază. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Prima dovadă, mormântul gol. Piatra dată la o parte, le-a îngăduit femeilor să intre, să vadă. Ucenicii au venit mai târziu, Petru a fost mai curajos decât Ioan, fiind și mai în vârstă și mai energic. A intrat, a văzut, mormântul este gol. Prima dovadă a învierii Domnului Iisus, mormântul rămas gol. A doua dovadă, piatra răsturnată. A treia, cum spuneam, sigiliul rupt și aruncat deoparte. Și a patra, fâșiile de pânză. Cu privire la fâșiile de pânză, aș vrea să mai adaug un element care poate că este semnificativ. Când au intrat în mormântul ucenicii să vadă locul unde fusese așezat trupul Domnului Iisus, au găsit și ștergarul și fâșiile de pânză. Dar erau așa ca și cum au fost atunci când în ele era un trup omenesc. Ce au găsit ei acolo, au găsit fâșiile în felul în care înfășurase trupul, numai că trupul nu mai era acolo. Cineva descria scena aceasta că fâșiile arătau ca și cum din ele trupul s-a evaporat. Acum, dacă ar fi fost vorba despre o intrare în timp ce soldații dormeau, dacă ucenicii ar fi venit în noaptea aceea și ar fi găsit pe soldați dormind, ei n-ar mai fi avut timp și probabil nici n-ar mai fi fost preocupați să desfășoare cu grijă fâșiile acelea de pânză, să ia trupul și apoi fâșiile acelea să le înfășoare înapoi exact în felul în care au fost în ziua dinainte. Dacă cineva ar fi intrat acolo cu gând să fure, ar fi luat trupul și ar fi luat și fâșiile și ar fi luat totul și ar fi plecat. Nu mai lăsa acolo ștergarul și fâșiile. Dar ele au rămas acolo și erau exact în felul în care înfășuraseră cu câteva ceasuri înainte trupul Domnului Iisus. Spuneam în a doua serie a dovezilor învierii, poate cea mai puternică este transformarea care a avut loc în viața ucenicilor. Prima transformare o vedem în viața femeilor. Aceste două femei s-au dus spre mormânt cu gând să pregătească, să îndeplinească o anumită lucrare. Erau cuprinse de întristare, de deznădejde, dar au plecat în dimineața aceea de la mormânt pline de bucurie. Și dacă vreți, aceasta este prima transformare pe care omul care crede în înviere o experimentează în viața lui. Bucuria. Bucuria. De bună oară în dimineața aceasta, când am venit în casa Domnului, am salutat pe frați, pe surori, pe tine și pe cei mai puțin tine, cu acest minunat salut, Hristos a înviat. Mi s-a răspuns, adevărat a înviat. Dar știți ce am simțit? În glasul fiecarei persoane cu care am schimbat acest salut, am simțit o vibrație de bucurie. Am simțit ceva deosebit. Noi, de-a lungul anului, noi toți știm, ca și credincioși, că Hristos este viu. El este în vecii vecilor viu. La dreapta puterii lui Dumnezeu mijlocim pentru noi. Dar în dimineața aceasta, adevărul învierii, pe buzele noastre, parcă sună mai frumos, mai cald,
mă iartă. Joi seara, cu cei care ați fost aici, vă amintiți că am avut o mică stare de vorbă și v-am dat un sfat. Sfatul meu a fost să citiți, mergând acasă, în acest sfârșit de săptămână, capitolele 26 și 27 din Evanghelia după Matei. N-am să vă întreb câți ați făcut lucrul acesta. Eu socot că mare parte dintre dumneavoastră l-ați făcut. Aș vrea să vă spun că l-am făcut și eu lucrul acesta. Nu fiu ceva dumneavoastră, fac și eu. Ceea ce vă cer dumneavoastră, de obicei mă strădui să împlinesc și eu. Dar vă mărturisesc că atunci când m-am aplecat să citesc, într-un anume loc al citirii, ar trebui să mă opresc. Ar trebui să pun Biblia deoparte și să mă duc în camera cealaltă. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat și am plâns înaintea Domnului, gândindu-mă la tot ce a suferit Mântuitorul Iisus pentru noi. Dar după ce m-am întors și am ajuns să citesc și capitolul 28, a trebuit să-i mulțumesc din nou și de data aceasta plin de bucurie. Hristos este viu. Este viu și va fi viu în vecii vecilor. Indiferent ce vor zice mai mari lumii acesteia, indiferent ce vor spune oamenii cu carte multă, împuterniciții vremii, mărturia Scripturii și existența Bisericii confirmă că Iisus este viu. Glorie Lui! Aș mai ruga aici un singur lucru și apoi mă voi apropia din ele. Prin secolul al doilea al creștinismului a trăit un filozof cu numele Celsus. Omul acesta a citit Evangheliile ca să caute în ele argumente și dovezi să lupte împotriva creștinismului și a învățăturilor creștine. Atunci când a citit din Evanghelia după Matei, din capitolul 26, episodul pe care eu l-am numit Ghețimani, a dat peste cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul Iisus când a spus ucenicilor săi: sculați-vă de acum, haideți să plecăm. Iată că se apropie vânzătorul. Acest Celsus a luat aceste cuvinte și a spus: vedeți, Mântuitorul vostru a spus ucenicilor lui să se ridice și să plece, pentru că a vrut să evite ceea ce avea să urmeze. S-a ferit de cruce, s-a ferit de moarte. Numai că acest Celsus a citit doar acolo, el n-a citit și Evanghelia după Ioan. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 18, stă scris așa, versetul 4. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ce n-a știut acest Celsus, ce nu vor să știe mulți din cei ce luptă împotriva creștinismului și luptă împotriva lui Iisus și a învierii, este că Iisus tot timpul a fost conștient că pentru aceasta a venit. Că în Ghețimani, după ce s-a rugat, s-a ridicat de pe genunchi și s-a dus spre cei care au venit să-L aresteze, n-a fugit în direcția opusă. Spunea un om al lui Dumnezeu un mare adevăr. Omul care îngenunchează și se proșternă înaintea lui Dumnezeu va putea sta cu fruntea sus înaintea oamenilor. Omul care se închină înaintea lui Dumnezeu va putea înfrunta cu fruntea sus vicisitudinile vieții. Iisus a făcut-o pentru noi. A murit pentru noi și e viu. Și din învierea Lui avem și noi bucurie, avem nădejde, avem o motivație să luptăm și să mergem înainte. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Închei salutându-vă din nou cu acest minunat salut. Hristos a înviat! Fiți binecuvântați în numele Lui. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și vreau să mulțumim din fratele Lucian Ilie și Domnului pentru tipul de părtășie care a petrecut cu unii cu alții și cu Dumnezeu însăși.